că roborul a ajuns la 5,2%. Este un prilej bun pentru a discuta despre rambursarea anticipată a creditelor. Bine ai revenit, Irina Chițu. Bine v-am regăsit. 5,2. Ni se ridică părul pe mâini când ne gândim, da, cât de deci mult cresc ratele în fiecare lună. În perioada asta este un moment bun să ne gândim la rambursarea creditelor. Este un moment foarte bun să ne gândim tot timpul la o rambursare anticipată, mai ales la începutul creditului. Acum toată lumea o să spună de ce vorbim de rambursare anticipată când de-abia ne plătim rata. E bine, în primul rând, am să vă dau un exemplu ce înseamnă și 100 de lei în plus și 200 de lei în plus la rată dacă dai, cu cât îți poți reduce costul creditului. Dar să le luăm așa, întâi cu definiția. Ce este rambursarea anticipată? Plătești în plus față de rata lunară o sumă, mai mică sau mai mare, cât ai tu. Deci îți dai în plus din creditul tău. Acea sumă se va scădea direct din ceea ce ai împrumutat, iar restul de dobânzi și comisioane aferentă așa, se vor tăia. Deci începe să scadă costul total al creditului. Deci, da, tu dai o sumă, dar de fapt exponențial scade dobândă comision și am să vă explic pe grafic ca să fie și ușor de înțeles, pentru că v-am făcut aici cum arată exact un grafic de rambursare. Da? Să zicem că avem un credit cu 1000 de lei rată lunară fixă. La începutul creditului, e pe 30 de ani, da? E un ipotecar, la începutul oricărui credit cu rate egale, 250 de lei, de exemplu, din 1000 de lei reprezintă cât dai tu înapoi din cât ai împrumutat, din principal, restul, dobândă și comision. Deci la prima rată tu plătești 1000 de lei, dar tu rambursezi din credit doar 250. 750 sunt dobânzi și comision. Soldul scade doar cu 250 de lei. Exact. Dacă tu ai mai avea încă 250, de exemplu, să plătești în plus față de rată, ai mai scăpat de o lună. Pentru că nu mai plătești dobânda și comisioana aferente lunii 2. Dacă ai avea 1000 de lei, cad următoarele 3 rate de dobândă. Deci asta spun că e exponențial. Deci, și e foarte important să faci lucrul acesta cât mai la începutul creditului. De ce? Pentru că așa arată pe un grafic de rambursare, la început mai mult dobândă și comisioane și mai puțin principal, după care începe să se egalizeze undeva pe la jumătate, la sfârșit. De ce? Pentru că tu aici ai soldul, da? Deci tu nu mai ai puțin de plătit din creditul tău și atunci dobânda aferentă acelui puțin e mică. Da? Deci de aici provine câștigul foarte mare pe care l-ai. Și mai este un lucru, la un ipotecar, cel mai păgubos lucru nu este dobânda, pentru că ipotecarele au în general dobândă mică. Acum au început să mai crească, dar timpul este cel mai păgubos. Deci faptul că ție ți se aplică dobândă tot timpul la cât mai ai de rambursat băncii. Ai luat 250 de mii, ai dat doar 250 prima lună, la restul se aplică dobândă. Din nou, la restul se aplică dobândă în fiecare lună. Deci, practic, timpul. Pentru că la un nevoi personale, de exemplu, care e pe 5 ani, e o sumă mai mică, rambursarea anticipată nu e atât de eficientă. Pentru că tu nu ai dobândă, chiar dacă dobânda aia poate e dublă, triplă față de un ipotecar, în sumă respectivă, dobânda e mai mică. Deci, dacă foarte multă lume întreabă, am și un nevoi personale și un ipotecar, pot să rambursez anticipat o sumă, la care să o fac, la X sau la Y? Răspunsul e clar simplu, nu? La ipotecar. Deci la ipotecar se vede clar cum se reduc costurile. Și v-am pus aici câțiva pași. În primul rând, se face cu o cerere expresă la bancă, în scris sau sunt bănci care au online. Nu, oricine poate depune această oricine, cerere. Oricine, dar nu te pui doar bani în cont, pentru că banca nu are voie să-ți folosească ție banii respectivi într-un anumit scop. Trebuie să spui în cerere pentru ce sunt acei bani în plus de rata lunară. Da? Și să spui în ce direcție să se ducă. Și acum tu poți să alegi să fie, este dreptul tău, ori cu reducerea perioadei, da? Și la ipotecar acesta este cel mai eficient mod de a-ți reduce costurile și perioada creditului. Da? Deci cu reducerea perioadei poți să alegi cu reducerea ratei, să zicem că o anumită perioadă nu prea îți mai permit să mai plătești rata respectivă, poți să-ți reduci și rata sau ambele. Deci tu bifezi acolo în cererea către bancă. O depui neapărat la bancă și acum când poți să o faci? Oricând, deci banca nu are voie, conform OUG 52/2016, să-ți impună anumite restricții. Nu are voie să te limiteze în aceste rambursări anticipate. Tu poți să te duci și de două ori pe lună, dacă vrei. Dar nu e chiar eficient să te duci de două ori pe lună, că tot se calculează de două ori. Deci poți să rambursezi anticipat 100 de lei sau 10.000 de lei, că ai primit, nu știu, ai vândut ceva sau ai primit o moștenire.
cât vrei tu. Nu te poate obliga să strângi un anumit număr de rate, ca să, cu toate că sunt bănci care o fac, adică agenții bancari. Dar nu, chiar puteți să vă scoateți din OUG 52, avem bucățica de text și arătați. Nu au voie există, să te refere. Irina, există bănci care au în aplicație posibilitatea de a rambursa anticipat. Da, toate au până la urmă aplicația respectivă, dar trebuie, nu o pot face fără o cerere expresă. Deci trebuie să... Și asta e valabilă oriunde. Da, deci cerere și bifezi cum vrei, cu reducerea perioadei sau reducerea ratei sau ambele, cum orice. Și aștepți un nou scadențar. Da? Deci în momentul în care ai un nou scadențar, banca a operat. Nu... Trebuie să recalculeze practic trebuie tot. Trebuie să recalculeze dar tot și neapărat... Da? Ne putem lovi de un refuz? Nu, n-au voie să refuze. Băncile n-au voie să refuze. Este dreptul tău, conform legii, să rambursezi anticipat de câte ori vrei și ce sumă vrei tu. Și e foarte eficient să o faci odată, cât mai la începutul creditului, că v-am explicat de ce, ca să scapi de cât mai multă dobândă, și în ziua scadenței sau imediat după. De ce? Pentru că v-am mai spus de fiecare dată, o bancă din orice rambursezi anticipat îți va trage întâi dobânzi și comisioane 100% datorate și apoi îți pune înapoi, îți scade din principal. Deci neapărat la data scadenței sau imediat după, ca să nu mai fie dobânzi și comisioane de plătit din lunile celelalte. Și v-am făcut și un exemplu. De exemplu, la un 250.000 de lei pe 30 de ani, unde ai acum o rată de 1.250 de lei, dacă ai mai avea 250 de lei, ți-ai făcut bugetul, ai mai redus de undeva. Sau, cum spuneam întotdeauna, nu te împrumuți mai mult de 20-25% din venit și dacă poți să dai mai mult, fă-o de câte ori poți, dar să nu fii obligat, ca să nu ai o prea mare presiune. Deci dai 250 de lei lunar, scapi de 9 ani de credit, astfel, și plătești cu mai puțin de 100 de mii, cu mai mult de 100 de mii de lei dobândă. Deci dacă ai plăti 21 de ani cu 250 de lei în plus, practic. Exact. Asta dacă spun. În loc de 1250, ai plăti 1500. Dar asta vei, pentru 250 de lei lunar în plus, scapi de 100 de mii de lei care i-ai fi plătit dobândă. Spune-ne puțin despre comisioanele rambursărilor anticipate. Deci, în primul rând, la ipotecar nu avem comisiuni de rambursare anticipate. Este 0%. Este conform... Din 2016, la toate creditele care s-au luat după 2016, când a apărut OUG 52. Acum, nu prea cred că sunt prea multe luate cu dobândă fixă înainte de 2016, pentru că la dobânda variabilă niciodată nu plătești comision, este zero, dar la creditele de nevoi personale cu dobândă fixă, da, plătești un 0,5% din suma rambursată, iar în ultimul an 1%. Deci aici, dacă vorbim de un ipotecar, e 0%. Deci, și acel 0,5% până la urmă este mult mai mic, dacă ai fi să faci și la un credit nevoi personal, decât câștigul pe care îl ai rambursând anticipat și scăpând de dobândă aferentă acelei luni. Totuși e o perioadă în care au crescut foarte mult ratele din cauza roborului și rambursarea anticipată poate deveni și mai dificilă decât era altă dată. Da, ideea este că în primul rând trebuie să ai acel fond de siguranță, da? Deci dacă n-aveți acel fond de siguranță de 6 salarii, întâi puneți la acel fond de siguranță și apoi începeți să rambursați, pentru că acesta e ceva în plus. Nu se știe ce alte cheltuieli avem, pe energie, pe benzină, pe mâncare, totuși să fim asigurați că avem cu ce să ne plătim în fiecare lună. Și dar un lucru bun, am făcut un sondaj recent pe 1400 de persoane și au spus pe aproape 70% că își fac buget lunar. Deci dacă vă faceți buget lunar, vedeți de unde se pot reduce din cheltuieli. Ca o concluzie, rambursarea anticipată este o idee bună. Dacă facem asta, vom alege scăderea perioadei, reducerea perioadei, nu a ratei, dacă vrem să câștigăm cât mai mult. Da. Și o vom face la începutul creditului. Acolo este câștigul cel mai mare. Cât mai la începutul creditului și de câte ori poți, ca să-ți eficientizezi, să scapi de credit mai repede. De fapt. Mulțumim frumos, Irina Chițu. Ne vedem din nou săptămâna viitoare.